Buonasera dragi miei telespettatori, iatene într-o nouă lună, în luna noiembrie. Astăzi, 1 noiembrie, dar anul 1599, Mihai Viteazul intra în Alba Iulia ca un împărat. Reușise să unească a doua provincie la țara românească, Ardealul la țara românească. Peste câteva luni reușește să unească și Moldova și își va face, va fi numit domn al celor trei țări române. Prima unire a românilor din istorie. Emisiunea de astăzi vreau să se numească Scurtă istorie despre nou și vechi în politică. Ce a fost pe vremea aceea, nou și vechi? Un voievod, un domn al Ardealului, Sigismund de Bathory, care făcea parte din Liga Sfântă, anti-otoman, avea cele două țări, țara românească prin Mihai Viteazul și Moldova prin Aron Vodă, erau țări vasale Transilvaniei. Ungaria căzuse de mult sub Imperiul Otoman, o parte și o parte era la Habsburgi, așa că acel principe ardelean, ungur de nație, s-a numit rege, cumva, în titulatura lui, Rex Dacie, rege al Daciei. Păi, regele acesta ungur al Daciei, că veni să râd când a avut Rex Dacie, știe, un ungur, n-a făcut decât prin mândria lui și grandomania lui să deștepte un sentiment în sufletele românilor de apartenență, de frățietate, de apartenență acestui pământ. Lucru exploatat tocmai de Mihai Viteazul. Acesta a reușit să facă unirea, iar unirea aceasta va rămâne în cugetele românilor până când se va face. La 1859, între Moldova și țara românească, și apoi la 1918. De atunci, românii au avut o conștiință, nu națională, că nu putem vorbi de națiune, dar o conștiință românească, o conștiință că sunt frați. Vedeți? Nou și vechi în politică. Mândria unde duce. Deci nu stăpânea Sigismund de Bathory cele trei țări române, dar el se dădea rotund în fața lui Rudolf al II-lea, în fața împăratului, că el este și deține și are și face. Mândria aceasta prostească, pot să o spun la un moment dat, cu toate că nu este bine să judecăm așa oamenii din trecut, dar mândria asta extrapolată, el către români, că el este stăpânul, s-a văzut că nu era stăpânul. Când Mihai Viteazul, când a intrat în Alba Iulia, peste Vărăsu, peste Andrei, nu s-a văzut o dorință a ungurilor de a avea toate. Nu, nici într-un caz. La Schellenberg i-a măturat, iar Ieremia Movilă, domnul impus la un moment dat de poloni, trebuie să fugă înapoi în Polonia, pentru că foarte mulți boieri moldoveni au trecut, o parte din boierii moldoveni au plecat cu Ieremia Movilă, că țineau la domnul lor, bineînțeles, dar foarte mulți moldoveni au rămas aici, împreună cu Mihai. Și au colaborat cu Mihai. Bine, s-au mai ars, au fost lupte, normal, s-au mai ars biserici, s-au mai ars conace boierești, s-au mai răspuns la trădare cu foc. Asta este vechi și nou. Ce mai este vechi și nou? Hai să vorbim un pic de România modernă. Din momentul în care începe să se formeze un parlament, da? Era vremea lui Carol I,
Și Carol I, rege fiind primul rege al României, domn străin, principe străin, a dus, când l-au schimbat pe Alexandru Iacuza, monstruoasa coaliție dintre conservatori și liberali, nu l-au mai dorit pe Cuza, bun, au adus principe străin ca să se mențină unirea. Foarte bine. A venit principele străin, greu i-a fost să lucreze, el fiind german, așa, stil autoritar, să lucreze cu schimbătorul de român, știi? Românul mai schimbător, așa, mai... Hai să facem, dar numai pe spăială, hai să nu facem, hai să vedem, hai să nu știu ce. Și Carol I s-a învățat. Când îi punea pe liberal la putere, la guvernare, când îi punea pe conservatori. Când îi punea și era rotativa aia. Astfel încât nimeni să rămână la putere foarte mult timp pentru a se înțepeni în putere. Conservatorii nu prea erau de acord cu modernizarea clasei politice, își pierdeau din drepturi. Liberalii vreau și ei să câștige cât mai multă putere, cât mai multă putere. Această rotativă guvernamentală a făcut să obișnuiască clasa mare, masa mare a oamenilor și clasa politică cu schimbarea și încă ceva. Cu românul a fost învățat că trebuie să vină la vot și să-și voteze reprezentanți. Să voteze. A fost învățat din Iobac, din om care nu are drepturi, din cetățean fără drepturi, dintr-un om așa care, ce spune boierul, aia e sfânt, da? În 50 de ani, într-o generație și ceva, a fost învățat să-și ceară drepturi și să le voteze cumva, să-și aibă reprezentanți. A fost o mare transformare mentală, colectivă a românilor. O mare ridicare în epoca respectivă a conștiinței de român. Se și vede. Uitați-vă la vremea Chiriței și după aceea la vremea lui Caragiale. Deci, și asta s-a întâmplat în 50 de ani. Deci, vine apoi momentul când se înfăptuiește România mare. Conservatorii au dispărut de pe harta politică a țării. Nici nu s-a mai vorbit după 1918 de conservatori. În schimb, naționalismul fiind în floare, crescând din secolul XIX spre secolul XX, a prezentat două alternative, sau o alternativă, nu știu cum să spun, două drumuri. Unul într-un naționalism așa arătat, demonstrat, și unul într-unul mai ponderat. Vremea interbelică, PNL-ul a rămas vârful de standard, modernizatorul. Dar între timp vine un alt curent național, un partid național și un partid țărănesc. Un partid național luptător pentru naționalismul românilor din Ardeal. Într-un fost imperiu austro-ungar care s-a destrămat, spiritul național rămâne, se unește cu partidul țărănesc din regat și formează împreună Partidul Național Țărănesc. Acesta a fost principalul contracandidat la Partidul Național Liberal din vremea respectivă. Plus că au mai venit și alte două curente, agrarienii, au mai venit și ultranaționaliștii, cum le-am spune noi astăzi. O mișcare, de fapt, nici măcar nu era partid, după aia s-a transformat în partid, mișcarea legionară. Deci, erau naționaliștii moderați, gen Partidul Național Liberal, Partidul Național Țărănesc,
un naționalism curat, frumos, și un naționalism militant care ușor putea devia spre șovinism, care ușor putea devia spre mișcare de extremă și a și deviat prin mișcarea legionară. Mișcarea aceasta legionară a fost ca un răspuns la Imperiul Comunist de la răsărit. A fost făcută de Zelea Codreanu, un lider student, foarte militant, nu un om cu carismă de mare om de stat, dar un om cu carismă cât știa să mobilizeze mai ales masele de tineri. Un om cu devotament, un om religios, care a văzut în comunism, a și spus pe Satana Roșie. Deci, singurul răspuns la comunism era ortodoxia și națiune. Nu a fost formată ca o mișcare politică. A fost formată cu o mișcare de deșteptare națională. De aceea, foarte mulți intelectuali în perioada interbelică, foarte mulți preoți, foarte mulți învățători, foarte mulți oameni cu carte, au aderat, studenții nici nu mai spun, au aderat la mișcarea legionară. În Europa, perioadei respective, democrațiile încep să aibă eșec, mai ales după criza din 29-33, o criză a liberalismului întregului spațiu european, nu doar o criză noastră în România, nu. Această criză a sistemului democratic nu a lăsat altă direcție mișcărilor politice decât spre extreme, spre dictaturi, spre tiranii, spre partidul unic. Singura democrație a rămas Anglia, undeva ruptă de continent, undeva în mare, undeva deoparte. Și acolo a fost așa un rege care abdicase, dorise să preia la un moment dat latura unei mișcări naționaliste, dar nu a avut acces, nu a avut posibilitate, nu a avut acea efervescență, nu. În schimb, într-o Germanie umilită de război, într-o Germanie umilită și pusă să plătească foarte mult, un om politic care s-a bazat pe durerea poporului german i-a arătat o cale, ordinea. Și germanul a lăsat libertatea din mâini pentru a primi ordine. Și nu a avut nici libertate, dar nici ordine. Și a avut nazism. Puterea se prinde în mâna unui singur om, numit Hitler, și nazismul dizolvă parlamentul, dizolvă tot și se transformă în forța conducătoare a națiunii germane. La fel se întâmplă și puțin mai devreme în Italia, lui Mussolini, fascismul. Spania era deja într-un război între republicani, adică între comuniști, reprezentanții comuniștilor și naționaliștii lui Franco. Câștigă Franco. Ungaria o ia pe drumul amiralului Horthy. Nu Rusia, nici nu putem vorbi, rămăsese comunismul de pe vremea lui Lenin. Era o mișcare totalitară din toate punctele de vedere, un partid comunist unic, pe vremea lui Stalin deja totul a fost ras. Partide, nu mai existau nimic, o construcție totalitară și dictatorială a națiunii și a poporului și a țării și a ansamblului acesta, de fapt, a imperiului, fostul imperiu țarist,
transformat în Imperiu Comunist. Deci România nu vedea alternative. Mișcarea democratică în România nu avea alternative. De aceea, la un moment dat, și Carol al II-lea se manifestă. Țările mici, să știți că mimetic, cum spunea reputatul istoric domnul profesor Ciupercă, țările mici, mimetic, se organizează după forma țărilor mari. Zic și România a început să meargă spre sistemul dictatorial. Prima dictatură a fost a lui Carol al II-lea, care a condus autoritar, a dezvoltat partidele, a format un front al națiunii, așa, dizolva parlamentul, un parlament unicameral, o fantoșă, conducea el prin camarila lui. În 1930 până în 1940 a fost dictatura legală. După dictatura legală, după rapturile teritoriale prin dictatul de la Viena și prin pactul Ribbentrop-Molotov, România este decupată de teritorii Ardealul de Nord, Basarabia-Bucovina, dar și Bulgaria și ia cadrilaterul. Carol își pierde din prestigiu, Carol al II-lea, și este pus să abdice, lăsându-l la putere pe Antonescu, care a condus și el dictatorial. Chiar dacă el s-a dus spre direcția oamenilor politici, Maniu, Brătianu și alții de atunci, nu lăsa o conducere partidelor. Deci nu a dat drumul din nou partidelor și cu parlament, cu discuții în parlament și toate. Nu, a condus tot autoritar, sistem armată. Chiar la început a făcut un pact cu legionari. La un moment dat, România a fost pentru scurt timp un stat legionar. Deci vechi și nou în politică. Deci, democrația noastră era prea fragedă. Nu era de sute de ani ca să se înrădăcineze în conștiința populară, în conștiința poporului, valorile democrației până în străfunduri. Nu, era o poșghiță, o coajă de societate, de clasă mijlocie, prea puțină și prea puțină burghezie la nivelul societății, care să păstreze valorile democratice. De aceea, noi n-am reușit să fim ca Finlanda, să ne păstrăm democrația și președinte, chiar dacă a fost un fost mareșal acolo președinte, dar și-a păstrat forma de democrație, nu s-a dus spre dictatură, chiar dacă s-a aliat la un moment dat cu Hitler în lupta împotriva Uniunii Sovietice. E, la noi o trebuie să îmbrăcăm forma dictaturii. Chiar dacă nici legionarii nu au ajuns la putere, l-au încurcat pe Antonescu și acesta a trebuit să sfârșească cu rebeliunea legionară și a condus țara într-un mod dictatorial, după aceea, după câștigarea războiului, 23 august 1944, când România face schimbul de alianțe, la 23 august 1944 se luptă împotriva Germaniei, dar se cade în plasa comunismului. După abdicarea forțată a regelui Mihai, România trece înspre comunism. Și aici, vechi și nou. Vechi oameni de afaceri, vechi burghezi, sunt arestați, sunt puși la temniță, vechea clasă politică arestată, decimată, vechea orânduire, chiar și orânduirea satelor, după oameni gospodari. Acei oameni gospodari au fost numiți chiaburi, înfierați, și se aduce un om nou. Comunistul militant, om cu dosar corect, bun, din oameni săraci, nu conta că este dintr-o familie rău, famată sau ceva, nu. Să aibă dosar de cadre bun, dosar bun, din oameni săraci, să nu fie avut pământ. Păi vă dați seama că acela care era dintr-o familie, din oameni săraci, dar nu prin sărăcie, în sensul că n-a avut niciodată pământ, ci pur și simplu erau aduși
la sărăcie din diferite vicii ale părinților lui, deodată să lupte împotriva oamenilor care aveau, care erau gospodari. Mândria aia și să fii șef deodată peste cel care are, din subalternul lui să-i ajungi șef, păi s-a răsturnat totul cu susul în jos și cu josul în sus. Rânduirea nu a mai avut aceeași formă. Cel care era profesor era pușcăriaș, iar gardianul era cel fără carte. Și să vă uitați în multe filme care s-au făcut, cel mai bine dintre pământeni, după cartea cel mai bine dintre pământeni, să vă uitați la film, să vă uitați în multe filme pe care le puteți, chipul luptătorului la tinerețe, sunt foarte multe. Să vă uitați la Oglinda. Oglinda, filmul lui Sergiu Nicolescu despre perioada asta când a fost arestat Antonescu și execuția lui și după aceea cum au murit mari oameni politici ai epocii noastre, ai epocii trecute, mă refer. La Brătianu, de exemplu, când a fost bătut groaznic de un gardian care îi spunea, ce te uiți, mă, că eu am aici 40 de miniștri, nu știu câte sute de profesori universitari, știi ce puternic sunt eu? Și ăla avea două clase, dacă avea două clase, gardian. Vă dați seama, s-a întors toată societatea cu susul în jos. Vine perioada național-comunismului, comunismului pe timpul lui Ceaușescu. E, deja omul ca de cadre al partidului începea să fie căutat omul cu carte. Omul cu dosar bun din părinți săraci nu mai avea chiar trecere în fața celui care învăța, care făcea școală, întâi liceu, apoi facultate, din ce în ce mai mult, partidul căuta om cu carte. Foarte mulți intelectuali trebuiau să facă pactul cu diavolul, între ghilimele, și nu era neapărat nevoie pactul cu diavolul, ci pur și simplu treceau prin școala de partid pentru ca să ajungă oameni politici. Erau vânați, în general, intelectuali foarte buni, care au terminat cu facultatea cu bine, cu note mari. Dacă vrei și funcție, trebuia să treci prin Ștefan Gheorghiu. Ștefan Gheorghiu era școală de partid, dar pentru administrație. Avea o secție pentru administrație și avea o secție pentru politruci, pentru cei care dau din gură. Încet, încet, se deforma situația și trebuia să ajungi să fii bun de dat din gură oricum, dar în schema de ordine a partidului. Deci se face o transformare a clasei politice pe vremea lui Ceaușescu, deja față de pe vremea lui Gheorghe Udeș. Deci este o schimbare așa totală a omului, dar a omului de conducere chiar. Și securitatea își schimbă stilul. Dacă securitatea pe vremea lui Gheorghe Udeș era cea care bătea, care băga la pușcărie, care umora, care... Aici securistul devine un pic diferit, este omul elevat, este omul care nu te mai constrânge într-un fel cu forța, prin teroare, ci te constrânge în alt fel de formă, printr-o teroare psihică, prin altfel. Știe să fie să vorbească, știe să negocieze cu omul, știe să-l constrângă din vorbe, nu neapărat cu ușa și cu degetele în ușă. Din aceștia, după Revoluție, din acești foste cadre din eșalon 2 și eșalon 3, pentru că pe eșalonul se afla Camarila, familia și Camarila lui Ceaușescu, aceștia sunt debarcați, vin eșalonul 2 și eșalonul 3. La alegerile când au participat Adrian Năstase și Traian Băsescu, CTP, Cristian Tudor Popescu, explică foarte bine problema. La alegerile acestea participă, spunea Cristian Tudor Popescu, cei din fosta linie de partid, care reprezentau PSD-ul, și cu cei din fosta securitate și de partid, care era structura lui Băsescu. Deci, erau tot două forțe din vremea comunismului. Acestea două forțe din vremea comunismului își gestionau țara.
altă forță, care imediat după Revoluție a încercat să modeleze politica și economia României, au fost vechile partide istorice. Dar reprezentanților au fost atât de demonizați și prin presă și huliți și mințiți, s-au vorbit minciuni multe despre ele peste tot, prin orice formă de propagandă, încât nu au avut niciodată mai mult de 20% împreună, țărăniști cu liberali. Liberalii erau prin Radu Câmpeanu, care am înțeles că a decedat de curând, nu știu dacă are o săptămână, Dumnezeu să-l odihnească, iar țărăniștii erau reprezentați prin Corneliu Coposu. Pentru că țărăniștii prindeau din ce în ce mai multe lan, acesta a fost bombardat din prima dată. Și a fost bombardat tocmai de oamenii lui Băsescu, din securitate, cum ar fi. Oamenii din fostă securitate, care deținea funcții politice și nu aveau nevoie să vină reprezentanții foștilor condamnați, foștilor deținuți politici și să le arate pe un deal de Nicolski, pe un deal de Vișinescu, care îi mai vedeți pe la televizor, condamnați că au făcut destul de multe. Dacă erau condamnați prin anii 90 și se făceau corect procese politice atunci, dar procese ale foștilor deținuți politici și ale foștilor torționari a foștilor deținuți politici, din anii 90 mai aveam foarte mulți pe care puteam să-i arătăm la televiziune, puteam să-i vedem în sălile de tribunal, puteam să-i vedem în sălile de judecată, judecați pentru fapte, pentru genocid, pentru crime de război, pentru toate. Dar perioada anilor 90, pârghile au fost deținute de aceste structuri ale fostului partid PCR și ale fostei securități. Acolo au fost oamenii, la nivel foarte înalt. Nu s-a putut arăta istoria adevărată. Acum vedem, ușor, sub filele îngălbenite, doar câțiva reprezentanți. Cine mai pot da în judecat acum și cine să fie judecați? Vișinescu, Ficior, care acum se duc și ei au 90 ceva de ani. Dar nu l-am putut judeca pe Nicolski. Avem, într-adevăr, film, documentar făcut de Lucia Hosu Longin. Foarte bine. Cine este aceste femei? Dar este un documentar la televizor, dat de televiziune, un documentar, un film, nu este un proces. Astfel că procesul comunismului în România niciodată nu a putut fi un proces real al comunismului, cu victime, cu arătarea victimelor, cu torționare, cu judecarea torționarilor și cu toate acestea. Iar sistemul comunist din România nu a putut fi niciodată condamnat, nici pe metodele, nici sistemele de represiune comunistă, și sistemele de... Ce vedem noi acum pe Vișinescu, care a fost un șef de pușcărie, dar foștii procurori care au judecat și fostul judecători care au judecat fără drept de apărare, foștii polițiști, foștii securiști care au dus la arestarea oamenilor politici și la tinerilor studenți și la din timpul imediat de după război. Aceștia și aceștia puteau fi aduși în anii 90, că mai existau încă, și aceștia trebuiau să fie aduși. Și atunci se vedea toată radiografia sistemului de opresiune comunist de după război. Acum, tardiv, suntem la atâția ani, nici nu mai există oameni. Ce să condamnăm? Niște hârtii, niște dosare? Nu putem condamna. Bun. Avem acum schimbarea noastră europeană. Am intrat în Uniunea Europeană în 2007, foarte bine, uite ce transformări se fac, cât de greu. Avem acum guvern tehnocrat, da? Adică clasa politică este atât de împânzită de foștii, cu camarile lor, cu tentaculele lor, cu oamenilor, cu neamurile lor, cu nemuririle lor, cu scrierile lor, cu cuscrierile lor și cu toate, încât degeaba. Adică avea dreptate la un moment dat Iliescu, capitalist de cumetrie. Toți cu metri între ei, șeful de la colhoz, cu șeful de la
poliție, cu șeful, toți așa prinși. Ca să poată să se facă o triere a statului nostru, a funcțiilor din statul nostru, se poate face o asemenea triere, trebuie, într-adevăr, uitați, vedeți, s-a inventat un DNA, o formă luată din parchetul general, o direcție națională care se lupte pentru anticorupție. Pentru că această corupție a ajuns la un nivel foarte mare. Bine ar fi să-și facă treaba în mod corect. Și cred că își face treaba în mod corect, dar vreau să spun, greu ajungi la capul caracatiței. Capul caracatiței ne fiind doar un singur om, deci sunt o clică. Sunt în politică, în economie, în ministere, în funcționărime, peste tot, de la nivel mare până la nivel mic. Și schimbarea asta europeană, credeți că sistemul german, așa, al Europei, birocratic și foarte birocratic, dar foarte bine așezat pe straturi, pe o birocrație așa așezată, credeți că nu știe ce este în România? Ba da, știe, pentru că la fiecare nivel de birocrație de acolo trebuie să corespundă un nivel aici. Ori aici nu se pupă, nu se întrepătrund toate, pentru că aici sunt neamuri cuscri cu mătreli și îi văd cu cine au de-a face și unde se duc banii și cum se dezvoltă o economie sau nu. Și atunci au standarde pentru fiecare tip. Ori noi trebuie să îndeplinim acele standarde. Pentru a reuși să îndeplinești acele standarde, sunt oameni care prelucrați de români de-a noștri, care prelucrați de sistemul birocratic de la Bruxelles, trebuie să intre și să funcționeze în statul nostru. Să vezi că statul nostru este un stat democratic, așa spunem noi. Iar în legislativ, cât și în executiv, sunt foarte mulți oameni care au dat cu jula până acum. Dar foarte mult au dat cu jula până acum. Și nu contează de partid, că sunt și din PSD, și din PNL, și din fostul PD, și din orice partid. Și luăm exemple, îi vedem la televiziune. Adrian Năstase, Ponta, Ghiț, Rebenciuc, pe partea asta, Blaga, Boagiu, Robert Anastase, Udrea. Ce facem? Este o mizerie totală. Trebuie partidele politice epurate de aceste mizerii, curățate, țesălate, spălate. Această mizerie trebuie cumva depozitată, unde le e locul. Iar mizeria aceasta din politică nu poate fi curățată doar pe sistem politic. Nu au cum. Deci, nașul și-a trimis finul, tatăl și-a trimis fiul, unchiul și-a trimis nepotul și tot așa. Dacă el era plin de bube, s-a retras, s-a făcut un pas înapoi, dar și-a trimis ginerile, cuscu, cu mătru, nepotul, finul, la înaintare, ca să-i spele păcatele, să-i spele dosarele. Și atunci a venit directiva asta. Între ghilimele directivă. Dom'le, nimic murdar să nu fie. Dacă ne uităm, și Bruxelles-ul se strâmbă din nas și se miroase în România. Scăpați de politicieni corupți. Și ambasadorul Statelor Unite, tot reprezentat al Occidentului și el și al unei democrații de vază, spune, candește ce pe aici, pe România, ia mai scăpați. Corupția, lupta anticorupție. La nivelul nostru, îmi place. Chiar îmi place. Acum avem la candidatură pentru Parlament doi oameni. Din partea PSD-ului ne uitam pe listă până acum și îl aveam pe domnul Florin Constantinescu în tandem cu domnul Alexa. După câte știu de prin oraș, sunt naș și fin, deci cumva în familie. Sper să nu greșesc. Dacă greșesc, iertați-mă. Domnul Florin Constantinescu, după mine, după altcineva, după mine, nu a excelat în politică.
nu a ridicat nimic în pașcaniul ăsta ca lumea, nu a reprezentat comunitatea. Bine. Din punct de vedere, din acest punct de vedere, da, am știut că este senatorul nostru, dar atât. Era, făcea tandem cu deputatul Neculea Rățoi, care a închilozat așa, o închilozare a clasei politice. Și nu numai, pentru că orice te lovei ca din zid, nu puteai nimic face. Ceva mai modern, mai corect, mai curat, mai... Avem acum doi. De la PSD, domnul Axinte Vasile, care a fost viceprimar și care nu e în cele mai bune relații cu fostul, cu fosta conducere a partidului, cu... se spune că este omul lui Pantazi, se spune, nu știu cât de se spune, dar oricum ar fi un reprezentant la în Parlament din partea unui alt fel de grup, din PSD, că și aici este PSD, dar nu trebuie să fie monolit. Este PNL, dar nu cred că este un monolit. Deci sunt așa grupări în interior. Astfel că este bine că la un moment dat domnul Constantinescu a făcut pasul lateral, pentru că lasă, din punctul meu de vedere, lasă să intre din partea formațiunii pe care o reprezintă, să intre niște personaje noi, dar un personaj și mai bun și mai nou este în partea PNR-ului. Este domnul Năcuță Sorin. Este un inginer foarte bine documentat. Nu se poate spune că este implicat în corupție sub niciun motiv. Nu-l cunoaștem ca om coruptibil. Sper să reprezinte într-adevăr și să ia pe liste și să reprezinte într-adevăr dorința pășcăneanului, indiferent de culoarea politică. Deci, când s-a dus acolo, să fie pășcănean. Să fie omul din Pașcani ajuns în Parlamentul României. Aici se vede o curățare a zonei politice de foști caieți care murdăresc și prin hainele. Deci, se vede o curățare a clasei politice cumva, chiar și la nivel aici, mic, de Pașcani. Unul din acești doi, sau poate amândoi, dacă ajung, nu pot să spun foarte mult de domnul Alexa, pentru că de domnul Axinte, mă iertați, de domnul Axinte, pentru că nu-l cunosc chiar, dar de domnul Năcuță Sorin, un tip ok pentru Pașcani. Un om care ne va face cinste. Ne va face cinste în funcție de deputat. Dacă vom fi destui de hotărâți pășcănenii să-l votăm și să fie pe reprezentantul nostru în legislativul României. E cam așa trebuie făcut, probabil, cu toți parlamentarii. Scoși cei care sunt murdăriți, reprezentanții lor, neamurile lor și intrați oameni din clasa medie, oameni care sunt aici, între noi, cu noi. Oameni care au mâncat pâine cu noi, care ne cunosc, pe care îi cunoaștem, cărora nu ne-ar fi rușine sau jenă să îi vedem pe stradă și să spunem vă salut, domnul Sorin, cum este, uite, asta sunt problemele noastre, încercați să le prezentați acolo, care nu-i va fi jenă, cărora nu-i va fi jenă și să se uită de sus așa, sper să nu se uite de sus după ce ajunge parlamentar, cum s-au uitat cu mulți alții. Adică ce mai vrea și ăsta să-i dau? Ceva în genul ăsta, știi? Cam așa se uita domnul Rățoi, Dumnezeu să-l ierte sau... Asta ce vrea? Vrea ceva de la mine. Nu vrea nimeni nimic de la tine. Vrea doar să reprezinți corect acolo. Ceva personal, să-i dai bani, să-i dai... Nu, nu vrea nimeni nimic. Lasă. Să faci un mediu, să faci niște legi bune, pentru că
această comunitate, în această comunitate să fie un mediu de afaceri corect și concurențial și bun și să fie cât mai bine dezvoltată economia zonală și locală. Pentru ca oamenii să aibă locuri de muncă bine plătite, să fie patroni care se deschidă în zona asta și să câștigăm cu toții. Asta trebuie făcut în zona Pașcanului. Și nu promisiuni de baraje, care nu știu ce. Și baraje e bine să se facă, dar nu doar atunci când vin alegerile. Adică chiar să fie făcut. Bun, dragii mei, am vorbit despre politică vechi și nouă. Sunt oameni care au schimbat destine. Sper să se schimbe destinul și pentru noi, pentru cetățenii care trăim acum aceste zile. Mă uit în Republica Moldova, este la balotaj, în turul 2, un filo-comunist rus, Dodon, și cu Maia, o doamnă filo-româncă, pot să spun, pro-europeană. Depinde foarte mult de românii din Basarabia, cum își vor viitor. Dacă îl văd aproape de Rusia și de Putin, înseamnă că nu prea au rămas români pe acolo. Sper să fim din nou o Românie rotundă și frumoasă, dar nu săracă, ci bogată. Bogată și cu oameni mulțumiți și cu oameni bucuroși de viața pe care o au. Pentru aceasta ne trebuie multă înțelepciune și multă pace ca să putem lua hotărârile cum trebuie. Dumnezeu să ne ajute în pace și înțelepciune. În rest, totul vine de la sine. O seară frumoasă vă doresc. La revedere!